Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald Filozofia ca mod de viață Astăzi, alături de noi, este Cristian Vechiu, lector la Fundația Calea Victoriei cercetător în istoria religiilor și vorbim despre cartea Voința de a crede de William James, o carte publicată în colecția Cogito. Așa cum spuneam, o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în traducerea lui Alexandru Angel. Această carte cuprinde cinci prelegeri ținute de William James pe o serie de teme umane fundamentale. Credința, sinuciderea, raționalitatea, filozofia, conștiința și nemurirea. Toate aceste subiecte reprezintă cumva elemente. Definitorii ale activității și gândirii umane raport cu sine însăși și cu lumea care o înconjoară Perspectiva adoptată de William James în studiul acestor dimensiuni ale existenței umane Este atât științifică cât și filozofică Filozoful american îmbinând cele două metode cu o abilitate și o ingeniozitate inconfundabile Și aș porni discuția noastră, să spunem prima întrebare, chiar de la Titlul acestei cărți, Ce înseamnă, de fapt, voința de a crede? Bună, mersi pentru invitație. E, într-adevăr, una dintre cele mai uh, pasionante cărți uh, scrise de William, uh, William James, uh, probabil cea mai umanistă în, uh, în ton, uh, un, uh, un filozof uh, american și, totodată, și psiholog de sfârșit de secol XIX uh, <coughs> și uh, voința de a crede reprezintă unul dintre titlurile, așa cum spuneam, fundamentale ale lui, uh, lui William James și reprezintă într-o anumită măsură pentru mine S-ul acesta, pentru că e vorba de o prelegere, de un eseu, uh, reprezintă uh, cumva uh, întreaga doctrină uh, filozofică uh, a lui James uh, condensată. Este un, un text uh, esențial pentru a înțelege filozofia, nu doar filozofia pragmatică a lui William James, cât și uh, modul său de a raționa în privința psihologiei. Uh, și este totodată un text în care uh, James răspunde unor, uh, unor contestări. Uh, contestarea uh, sau contest contestatarii, de fapt, cărora le răspunde William James, uh, ridică problema uh, ideii de credință. Are sens credința, este o, a crede este un act rațional sau nu? Dacă este mai bună sau nu poziția scepticului, cel care se îndoiește de afirmații precum există Dumnezeu, există nemurire și așa mai departe? La toate aceste întrebări încearcă să vină cu răspuns William James, și răspunsul său este unul în, în perfect acord, aș spune, cu întreaga sa filozofie și psihologie. Unde uh, accentul pică întotdeauna pe un soi de voluntarism. Este un avocat al, să spunem, un susținător al voinței și uh, un susținător al uh, ceea ce, uh, a, a modului în care persoana umană se poate schimba, transforma și evolua cu ajutorul voinței. Voința este sau voliția este uh, așadar o capacitate uh, uh, absolută. În, în, în filozofia și în psihologia lui William James. Și atunci, răspunsul la, la întrebarea fundamentală: uh, merită să crezi în Dumnezeu sau uh, este credința uh, rațională? La William James este unul surprinzător. Pentru că James uh, consideră că, ok, sunt uh, acțiuni și uh, elemente, aspecte ale vieții noastre, care s-ar putea, uh, conform teoriilor științifice, și totodată anumitor școli filozofice să nu treacă drept raționale. Dar tot el contestă, să zicem, lipsa de decizie pe care uneori atitudinea filozofică sau atitudinea științifică a vremii sale poate să, 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 să o ia. Și anume, el critică în, în textul acesta de multe ori atitudinea sceptică, ca atitudine neutră. James demonstrează foarte abil, zic eu, cum atitudinea sceptică nu este, de fapt, neutră. Și cum, însăși, scepticismul este, de fapt, o poziționare, cum ar spune James, pasională. Și asta este foarte interesant pentru că el aduce ca argument mai departe, în privința credinței ca Element de bază în, în viața umană, inclusiv în, în viața științifică, am putea spune, în viața comunității științifice, aduce acest ultim argument sau argument, am putea spune, suprem pentru textul său, dar care, evident, poate fi combătut, discutat și așa mai departe, și anume atitudinea unui om de știință, exemplul său este cel al unui chimist, care își dedică, să zicem, un an din viața sa unui experiment, și James spune foarte franc. Și, uh, uh, și direct Că niciun om de știință Respectiv nici chimistul din exemplu său Nu ar face asta dacă nu ar crede cumva Că experimentul său ar duce La niște rezultate Exact iar ăsta este un exemplu, a spune, fulminant pentru maniera în care, de fapt, ar trebui să, să, să ne repoziționăm în privința unor domenii fundamentale pe care James nici nu apucă să le introducă în, 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 textul său. El nu apucă să facă o teorie de epistemologie, de cunoaștere în voința de a crede, dar exemplul acesta mi se pare că poate să ducă și dinspre epistemologie. Ce înseamnă cunoașterea, care este, de fapt, Adevărata cunoaștere ce înseamnă să ajungi la adevăr, James este un, un pragmatist, așa cum îl spuneam, e unul dintre inițiatorii mișcării pragmatice în filozofie și pentru el adevărul este cumva nu confirmat de realitate, ci este într-o anumită măsură corespondent realității. Adică dacă faptele noastre și uh, acțiunile noastre și toate uh, credințele noastre, opiniile noastre uh, produc anumite rezultate care concordă cu lumea în care trăim, atunci acele opinii, gânduri și acțiuni sunt veridice, adevărate. Uh, ori uh, asta e uh, și sursa, asta e una dintre sursele sau ipotezele de bază și în voința de a crede. Uh, pentru, uh, pentru William James, credința nu este un act uh, totalmente irațional și nu este un act gratuit sau nejustificat, ci ar consideră că atât timp cât această opinie, cea a credinței, este una urmărită într-un mod, să spunem, activ, ea poate să fie benefică, iar în cel mai rău caz poate să, să, să spunem, poate să fie ca o pregătire pentru Uh, pentru, ne pentru, uh, pentru moarte, așa cum uh, sugerează același lucru și în, în, în nemurirea omului, într-un alt eseu care e cuprins în volumul care a apărut la editura Herald. Și okay. acolo sugerează același lucru. Dacă uh, crezi în nemurire, uh, evident nu poate să-ți uh, să uh, să dăuneze, dacă într adevăr există nemurire, dacă nu există nemurire, cu atât ești mai pregătit pentru moarte. Putem vorbi, uh, pornind de la sintagma aceasta frumoasă a titlului Voința de a crede, putem vorbi despre o alegere asumată? Uh, da, este, este o alegere asumată. El este, așa cum spuneam, un voluntarist, pentru el o acțiune, uh, uh, până la urmă, uh, reală este cea în care optezi cea în care uh, uh, ființa umană, individul, uh, are de făcut o alegere. Și el chiar și pornește primele patru capitole din voința de a crede, din acest său uh, extraordinar al său. Uh, primele patru capitole sunt dedicate, uh, să zicem, unor, uh, unor uh, explicații, unor preliminarii, în care uh, el prezintă cu foarte multă abilitate ce înseamnă să ai uh, o opțiune, ce înseamnă o opțiune, uh, să spunem, uh, importantă, face deosebirea între opțiune importantă și opțiune trivială, între opțiune vie și una moartă, și explică toate lucrurile acestea pentru a ne face să înțelegem că credința de pildă sau opțiunea autentică ține de, sau are legătură cu credința. Opțiunea autentică are întotdeauna legătură cu ideea de a crede. Și atunci când punem problema credinței, avem de a face cu o opțiune care trebuie să fie spune el, uh, forțată, vie și importantă. Forțată însemnând că întrebarea nu poate fi evitată, nu că uh, ești constrâns să, de altcineva să faci o, o alegere. Și pur și simplu este o întrebare vitală. E ceea ce am putea numi astăzi uh, o întrebare existențială. De pildă, este, uh, sunt, sunt uh, cumva forțat, constrâns de mine însumi, de propria mea ființă, să dau răspuns la întrebări de, uh, ca Uh, are sens viața să trăiesc sau nu? Asta e o întrebare la care nu mă forțează ceva de ex din exterior meu, ci eu însumi, ca ființă umană, care îmi pun astfel de întrebări fundamentale despre viață, trebuie să vin cu un răspuns la asta. Și asta înseamnă pentru James o opțiune forțată, în sensul în care, pentru ființa noastră, unele întrebări sunt fundamentale și trebuie. Uh, trebuie să găsim un răspuns. Și atunci el este uh, evident, în plecând de la, de la uh, ideea asta, el este evident un contestatar al uh, poziționării întotdeauna sceptice, pe care o consideră cumva uh, non-neutra. Pentru că el uh, mai face o metaforă, îi foarte mult uh, în, uh, cel puțin în, în zona aceasta de seistică, îi plac foarte mult uh, exemplele uh, ușor metaforice, alegorice și uh, compară atitudinea sceptică scepticului care întotdeauna se uh, apare că se poziționează obiectiv și dincolo de probleme, în afara problemelor, uh, uh, compară această atitudine cu atitudinea unui general care uh, îi îndeamnă pe, și îndeamnă soldații de frică să nu, pierdă, să nu fie nimeni rănit și să nu își piardă niciun soldat, îi îndeamnă să nu atace uh, uh, inamicul. Și James spune păi, dacă uh, asta s-ar întâmpla, atunci nicio bătălie de fapt nu ar putea fi și gata. Pentru că uneori merită să-ți asumi riscuri. Și merită să, uh, să pierzi, să fii înșelat, să, să, uh, uneori chiar să fii păcălit, asumându-ți anumite riscuri în privința opțiunilor și ideilor tale. Dacă nu-ți asumi niciun risc în privința opțiunilor, ideilor, credinței, s-ar putea să ratezi întâlnirea cu însăși adevărul. Deci să nu ai cumva o atitudine pasiv-agresivă. Acest... Într-o într da. într măsură, da. Într-o măsură, da. Prin acest soi de, să spunem, de ne, neimplicare. Cât de actuală este perspectiva lui William James în, în sau pentru în vremurile actuale sau pentru cititorul model, pentru cititorul contemporan, trăind într-o societate într-adevăr secularizată și cumva existând așa un soi de, aș numi eu, nu știu dacă este cea mai bună formulare sau cea mai uh, nimerită, cea mai potrivită, oportună, un soi de antagonism între secularizarea societății și, pe de altă parte, gândul mă duce la frumoasa sintagma a lui Andrei Malro, care spunea că secolul 21 va fi mistic, va fi religios sau nu va fi de deloc. Deci este o reîntoarcere cumva spre spiritualitate și găsim foarte multe, iată, foarte multe motive dacă e să căutăm mai ales în interiorul nostru, în sinele nostru, găsim foarte multe motive pentru a crede. William James e un autor care ar, ar merita să fie citit sau recitit cu atenție, reconsiderat, din punctul meu de vedere, pentru că el vine la pachet, așa cum nu prea se mai întâmplă în zilele noastre apropo de ce se întâmplă în zona uh, teoriilor, uh, în zona uh, filozofiei, psihologiei, științelor, e un pachet cu o dublă perspectivă. Întotdeauna are această dublă perspectivă atât din, din prisma, uh, prin prisma filozofiei cât și prin prisma psihologiei. Uh, ar merita uh, recitit și uh, reconsiderat pentru că uh, atitudinea sa nu este aceea unui, așa cum ar putea să creadă cineva, uh, cel citește uh, neatent sau superficial, nu este aceea unui credul, Uh, James nu ne îndeamnă să credem uh, pur și simplu uh, Fără necondiționat să și, și necritic, uh, ci uh, atitudinea sa este aceea unui, uh, a unui personaj care uh, încearcă să, uh, să uh, identifice elementele pozitive ale vieții umane pentru el inclusiv eseul pe care îl l cuprins în, în volumul Voința de a crede, eseul despre uh, viața care merită trăită este iarăși unul unul esențial și uh, îl recomand cu multă căldură pentru că face o pledoarie pentru uh, pentru Viața, viața merită uh, trăită chiar și în ciuda, să zicem, obstacolelor, greutăților, suferințelor, uh, pentru că iarăși vine cu atitudinea aceasta, trebuie să ți asumi riscuri. În fond, viața este și despre a-ți asuma riscul și a ieși din, 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 dintr-o zonă căldicică și dintr-o zonă de confort. Și uh, asta ar face pe William James un personaj extrem de uh, interesant pentru psihologia și filozofia uh, contemporană, a eu, pentru că ar merita o atenție mai mare, fix din perspectiva aceasta uh, a unui, uh, unui umanist. Pentru că nu știu dacă asta și propusese. Uh, William James, prin scriere, sale, dar uh, el atinge de multe ori uh, uh, zona aceasta a umanismului, poziționând ființa umană într-o uh, într aură sau într-o. Uh, prezentând-o din o anumită perspectivă care îi conferă demnitate și uh, ne oferă și nouă uh, toate uneltele necesare pentru a trece uh, de dificultăți și pentru a răzbate. În, într-o lume care devine din ce în ce mai, mai agitată și mai zgomotoasă. Lucrul ăsta deja se întâmpla în perioada lui James, să nu uităm că ele scrie la sfârșitul secolului al XIX-lea, revoluția industrială explodase în perioada respectivă, societatea se transforma dramatic cel puțin în, în zona occidentală și filozofia sa are un impact major în începutul secolului 20 în America, cel puțin. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Voința de a crede, o carte scrisă de William James în colecția Cogito a editurii Herald în traducerea lui Alexandru Angel. O carte pe care o puteți găsi în campania Filozofia ca mod de viață, iată o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi Cristian Vechiu, cercetător în istoria religiilor și lector la fundația Calea Victoriei, acolo la fundația Calea Victoriei Cristian susține multe cursuri legate de filozofie. Îi mulțumim, mulțumim foarte mult pentru că a fost alături de alături de noi și ne-a împărtășit din gândurile din ideile acestui mare gânditor, filozof și psiholog care de altfel este și menționat în manualele de bază ale psihologiei moderne William James Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere numai bine! La revedere.